comentat foarte dur tot ce s-a întâmplat în jurul acestor ordonanțe de urgență este primarul Iașiului, Mihai Chirica. Este chiar acum în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Chirica! Bună ziua și bine v-am regăsit! Cum comentați dumneavoastră urmarea acelei ordonanțe? Faptul că, iată, e și o cercetare penală, că se ceartă acum liderii, că nimeni nu mai înțelege nimic? Da, sigur, e rezultatul aproape scontat a unui astfel de demers. Important este că lucrurile au intrat pe făgașul normal, important este că domnul prim-ministru a luat decizia înțeleaptă, ea trebuie completată și cu demiterea domnului Iordache. Să știți că nu am nimic personal pe cuvântul meu, deci pot să o spun în orice variantă și nu e o chestiune decât care ține de strategie de guvernare și, bineînțeles, de reclădire a lucrurilor care contează în acest partid pentru a putea merge mai departe. Domnule Chirica, am mai avut o informație, profit de faptul că sunteți în legătură telefonică directă cu noi, să vă întreb despre un sondaj care ar fi fost făcut de partid, e un sondaj intern, înțeleg, despre care dumneavoastră aveți cunoștință și în care se observă o scădere pentru PSD. Puteți să ne spuneți mai multe? Da, pot să vă spun mai multe. Este vorba despre un sondaj pe care l-am făcut la nivelul municipiului Iași în special, dar vizează și zona metropolitană. De duminica cealaltă, nu duminica trecută, am început să evaluăm care este nivelul de încredere a celor care reprezintă populația prin sondaje făcute cu oameni care se pricep. Am reușit să urmărim ceea ce a și determinat de altfel ieșirea mea de joi, modul în care scădea nivelul de încredere în mod agresiv referitor la PSD Iași. În cele din urmă, lucrurile s-au redresat. De sâmbătă, după declarația premierului referitor la reanalizarea acestor ordonanțe, am început să recuperăm. Suntem pe un trend de creștere din nou, ceea ce este foarte bine. Undeva am pierdut în jur de 17% până astăzi, dar sunt sigur că măsurile următoare vor duce din nou la creștere. Nu vorbesc despre o intenție de vot, pentru că nu avem în momentul de față nicio bătălie, o competiție electorală, ci vorbim despre nivelul de încredere. Bun, și la Iași au fost proteste ample, au ieșit foarte mulți oameni în stradă. Ce se întâmplă în urma anunțului de ieri? Mai ies oamenii astăzi și în zilele următoare? Din păcate sau din fericire, ieșirile în stradă în unele aspecte ale lor au devenit așa o măsură de socializare, ceea ce nu este rău că lumea reușește să socializeze. Au fost oameni pașnici și au manifestat puncte de vedere, desigur. Au fost și încercări de deturnare a evenimentului civic, aș putea să-l numesc, prin interferența unor oameni politici din opoziție care au vrut să le stimuleze atenția față de PSD sau chiar față de lider, față de mine. Oamenii nu au găsit de cuviință că trebuie să întoarcă ordinea care s-a stabilit urma alegerilor. În urmare, cred că e momentul să intrăm într-o stare de normalitate. Mulțumesc pentru această intervenție, Mihai Chirica, primarul Iașiului și vicepreședinte PSD. E important acest